care bate lovitura liberă. Un pasator excelent, Gabi Boștin, o prelungire și este 1-0 pentru Dinamo! 1-0 pentru Dinamo! Cel care reușește să deschide scorul este Marius Alexe, aflat la a doua reușită din acest sezon pentru Dinamo și a patra pe total în actualul sezon al Ligii I, după cele două reușite ale sale în tricoul formației Astra Ploiești. Marius Alexe, iată, a treia încercare a fost și norocoasă pentru el, a avut două mari ocazii, le-a ratat, acum a înscris pentru Dinamo, iar albroșii conduc în minutul 40 al clasicului României cu 1-0. Ce debut în derby de România pentru Marius Alexe, jucătorul care a vins de unul singur Rapidul atunci când evolua la Astra cu o dublă de senzație, apoi a venit la Dinamo la insistențele lui Dario Bonetti și acum iată Marius Alexe dă lovitura în Ștefan cel Mare, Dinamo Steaua 1-0, Zapata a învins, defensiva Stelei este în cele din urmă bătută, au fost semnale de alarmă în statul acestei partide pe care oamenii lui Mihai Stoichiță nu le-au luat în serios și iată acum Ștefan cel Mare este în sărbătoare, Dinamo Steaua 1-0. O pasă către Toha. Steaua dă acum, sau încearcă să dea acum replica, pasa lui Pleșan către Capetanos. Prima mare ocazie a Stelei. Pantelis Capetanos a trimis puțin pe lângă poarta dinamovistă. Sunt incidente în tribună între fanii celor două echipe, să sperăm că nu vor fi incidente grave care să afecteze această partidă. Încă o dată pasa lui Mihăiță Pleșan și reluarea lui Pantelis Capetanos pe lângă poarta lui Dola. Fantastic această detenta lui Pantelis. O altă gafă, aș spune, mai mare făcută de Zapata. Iată ratarea degajarea ratată a lui Robinson Zapata și felul în care a finalizat Andrei Cristea. Incredibil, totul a plecat de la pasa riscantă primită înapoi de Baciu. Robinson Zapata, păcălit probabil și de gazon, însă nu cred că este o scuză, face încă o gafă monumentală. Iată momentul în care mingea a sărit înainte de a ajunge la Robinson Zapata. Andrei Cristea a profitat, iar Dinamo conduce pe Steaua cu 2-0.